La 25 mai 2007 reușeam să organizăm prin Centrul Cultural Pitești, unde eram director atunci, primul concert simfonic al Filarmonicii Pitești. I-am zis noi și am scris pe afiș Filarmonica Pitești. Ea încă nu exista, am înființat-o abia în luna iunie, acel an, 20 iunie. Iar oficial la Ministerul de Finanțe a fost înscris abia în luna iulie, astfel încât abia al treilea concert pe care l-am organizat în luna iulie a fost 100% al Filarmonicii Pitești. Au trecut 11 ani de atunci. Am organizat între timp peste 700 de evenimente muzicale, peste 300 de concerte simfonice ale orchestrei și peste 400 de concerte camerale. Am inventat un public extrem de numeros pentru concertele noastre. Am reușit să creăm și un sediu propriu, o casa noastră, de încă de acum 2 ani. Și mi-e greu să vorbesc. Chiar am emoții pentru că mă încearcă foarte multe amintiri de bine, de rău, dar ca o concluzie am fost permanent optimist, am crezut în proiectul Filarmonicii Pitești. Am visat enorm, am muncit enorm pentru ca Filarmonica Pitești să nu numai să fie înființată, dar să și reziste. Am avut multe momente grele în existența noastră. Am reușit cu înțelepciune să le depășim. Astfel încât acum, la 11 ani, să ne prezentăm în fața publicului ca o instituție muzicală profesionistă de concerte de top, cu un public numeros, avizat și cald și cu multe rezultate în spate. Suntem ca într-o mare familie la Filarmonica Pitești, dar vreau să spun că, din păcate, nu toți sunt salariați ai Filarmonicii Pitești. Din 2010, când au fost niște măsuri de austeritate, am pierdut jumătate din salariați. De atunci până în prezent am reușit să mai recuperăm 7 posturi. De la 50 să urcăm la 57 de salariați, astfel încât lucrăm în continuare cu mulți colaboratori la orchestră și nu numai. Dar pentru mine, cu toții sunt colegi, pentru că avem colaboratori permanenți de pildă de 11 ani alături de noi și care sunt ca și colegii noștri. Și vreau să le spun tuturor un sincer la mulți ani împreună și mulțumirii publicului și, nu în ultimul rând, autorităților locale, Primăriei Pitești, Consiliului Local Pitești, care permanent ne-au sprijinit. Și eu acum vin de la o ședință a Consiliului Local Pitești, unde au fost adoptate noi hotărâri bune pentru Filarmonica Pitești de mers mai departe. Cum vă simțiți astăzi, la 11 ani, de la bătălia pentru Filarmonica Pitești? Bătălia pentru Filarmonica Pitești a fost câștigată. Și a fost câștigată de muzică, de artă, a fost câștigată de artiști pentru public și pentru publicul piteștean. Mă simt extraordinar, sunt plin de entuziasm, de energie, de noi provocări, ca de altfel în fiecare săptămână avem o nouă provocare, un nou concert. Urez și eu pe această cale Filarmonicii Pitești și tuturor colegilor ani plini de muzică, de succes și de împlinire artistică. Ca prim dirijor al Orchestrei Filarmonicii Pitești, ce emoții vă încearcă astăzi la acest aniversar? În primul rând sunt bucuros și onorat că încerc să spun câteva cuvinte. Noi suntem meseriași în ale artei sunetelor. Cuvintele le mânuim mai puțin. Și cineva drag mi-a spus de curând că faptele și gesturile sunt cele care ne caracterizează sau ar trebui să ne caracterizeze. De fapt, muzica este un limbaj și iată, prin acest limbaj noi încercăm să, cu naivitate o spun, să facem lumea
mai bună. De fapt, nu noi, ci să redăm ceea ce minți luminate, geniale, au spus asta prin muzică. Emoțiile nu sunt numai astăzi, sunt la fiecare concert. Și așa ar trebui să fie pentru un artist. Bineînțeles, la ceas aniversar, emoțiile se intensifică, dar din fericire noi am învățat să le controlăm și să le îndreptăm în direcția pozitivă, în direcția muzicii, în direcția publicului. Sunt sigur, din mărturii ale colaboratorilor noștri emeriți, că Piteștiul a intrat de mult pe harta culturală, nu numai națională. Eu și probabil și alții colegii mei, atunci când am avut ocazia să ieșim peste hotare, am spus de unde venim, ceea ce am făcut, cui aparținem din punct de vedere cultural, suntem mândri, nu? Filarmonica este pionierul cultural, ca să zic așa, al județului. Am avut un public record în sala veche, iată, lucrurile s-au schimbat, s-au îmbunătățit dintr-un punct de vedere, din alt punct de vedere, să zicem, din alte puncte de vedere mai așteptăm alte îmbunătățiri, dar ceea ce este cert este că nivelul orchestrei a crescut considerabil în 11 ani. Să zicem, noi am crescut în 11 ani cât alții în 77 sau cum e, nu știu dacă am făcut calculul corect. Da, cu mândrie spun, Piteștiul este un punct de referință muzical, cultural, național. Ajungem și noi la un centenar? Nu știm dacă ajungem noi, dar Filarmonica e posibil să ne depășească ca etate și îi doresc asta, pentru că noi trecem, dar arta și Filarmonica ar trebui să rămână. Noi ne regăsim, noi însemnând toată lumea, fiecare din noi, ne regăsim și ar trebui să ne regăsim în marea muzică, în cumulul de sentimente pe care încercăm să-l transmitem. Și de aceea muzica va fi eternă, iar cei care o fac și instituțiile care o reprezintă, de asemenea. Depinde numai de noi. Noi întotdeauna știm să dăm vina pe sistem și pe cei de mai sus de noi, cei care au pixul în mână, nu? Condeiul, ca să zic așa. Eu cred că ține de fiecare dintre noi ca această filarmonică și arta și muzica în general să meargă mai departe. Cu această ocazie, la ceas aniversar, doresc din tot sufletul să urez colegilor mei dragi, artiști și colegilor din administrativ, cei care sunt în spatele, dar nu invizibili, în spatele fiecărui eveniment important al Filarmonicii, cât și publicului nostru drag, la mulți ani, la mulți ani înțelepți și plini de lumină. Astăzi, la acest aniversar, ați venit să fiți solist pe scena Filarmonicii din Pitești. Câteva gânduri și cuvinte pentru publicul piteștan și pentru corpul de orchestră? În primul rând, ne face o deosebită plăcere să fim în această zi aniversară alături de Filarmonica Pitești și să concertăm aici. Dorim să urăm la mulți ani Filarmonicii. Au reușit în 11 ani să ajungă la un nivel foarte înalt, fiind printre primele orchestre ale României, și spun eu că dacă vor continua prin această vibrație a muzicii clasice, vor reuși să ajungă la un nivel foarte, foarte înalt. În primul rând, doresc să urez la mulți ani acestei filarmonici foarte tinere. În al doilea rând, îmi face deosebită plăcere să revin de fiecare dată în cadrul stagiunii de concerte pe care Filarmonica Pitești o are an de an. Și ce pot să zic? Mă bucur foarte mult că există oameni foarte implicați care pun umărul și în dezvoltarea culturii și muzicii clasice în România. Din păcate sunt foarte puțini și mă bucur foarte mult că Filarmonica Pitești face parte dintre cei care suportă muzica clasică și fac toate eforturile necesare ca aceasta să evolueze, să ajungă practic la nivelul meritat, bine meritat. Vreau în primul rând să felicit publicul piteștean că și-a dorit să aibă această instituție în acest context destul de tulbure în care cultura în general
nu e foarte prezentă, dar iată că la 11 ani am crescut frumos, ne-am educat un public, tendința este să avem aproape și un public tânăr, pentru că ei vor fi viitorul. Sperăm să fim la un nivel cel puțin la fel de bun ca până acum. Ne dorim să ne autodepășim cumva și să fim profesioniști în adevăratul sens al cuvântului, să creăm tendințe noi și să fim un exemplu pentru, de ce nu, elevii care sperăm să participe în număr cât mai mare. Și mulțumim și factorilor locali, primăria care ne-a fost alături de la început. Au mai fost câteva momente când au existat niște neînțelegeri, dar se pare că ne-am câștigat respectul și susținerea lor, ceea ce ne bucură foarte mult și ne dă liniște și o putere de concentrare pentru a ne face meseria pe care am învățat-o de mici, căreia i-am acordat foarte multe sacrificii, ore de studiu, copilării mai puțin frumoase, dar plăcute. Și sunt onorat că am fost printre cei care au fost de la început în această instituție și ne dorim să creștem și să ieșim la pensie de aici cu zâmbetul pe buze și cu același spirit de echipă și să avem parte de liniște și echilibru. Au trecut 11 ani de când îmbogățești acest oraș care are nevoie de cultură pentru a se dezvolta. Îți urez să ai o viață lungă, încununată de succese, spectatori din ce în ce mai numeroși, cărora să le oferi multă muzică de bună calitate. La mulți ani, Filarmonica Pitești, la mulți ani, dragi colegi! Bucuria este nemărginită pentru sufletele noastre iubitoare de frumos și de muzică bună. Suntem răsfățați fiecare seară de joi, suntem prezenți aici cu sufletul și cu bucuria de a asculta. Este minunat pentru orașul nostru, eu consider așa o bijuterie muzicală pentru municipiul nostru și întotdeauna mulțumim cu toată sfințenia noastră sufletească tuturor care au făcut posibilă această minune în orașul nostru. Este minunat să aniversăm și lucruri frumoase, având în vedere toate problemele societății românești. Faptul că există Filarmonica Pitești, faptul că suntem noi aici, înseamnă că suntem totuși iubitori de frumos și cumva ne merităm acest lăcaș. Cu prețuirea care o avem pentru directorul Filarmonicii, domnul Jean Dumitrașcu, și cu prețuirea pentru tot colectivul care ne încântă de fiecare dată cu tot ce se întâmplă în acest lăcaș. Că, de fapt, sunt mult mai multe evenimente, nu numai concertul din seara aceasta. Bucuria este, m-am spus, nemărginită și prețuim fiecare clipă petrecută aici. Este așa o încărcare, cum să vă spun, a sufletului, cu energie pozitivă și cu muzică bună. Sper să vină cât mai mulți spectatori. Suferim un pic când vedem așa pe alocuri cât un locșor, dar gândesc că poate și vremea de acum se îmbunătățește și vom fi mai mulți. Sunt convinsă că doritori sunt foarte mulți. Totul e să ne găsim și timp. Vă mulțumesc și eu! Da, este un loc minunat în care muzica se regăsește cu cei mai buni cântăreți, pentru că este foarte frumos aici. De când vin și veneam, de când eram mică, cu mama mea și în general cu familia, cu prietenii de la școală, pentru că e un loc în care sunt întâlnești și să asculți ceva foarte frumos. Da, noi facem parte din liceul de arte și mulți dintre profesorii de acolo sunt aici în orchestră și venim să-i vedem și întreaga orchestră este foarte talentată și de fiecare dată când sosim suntem emoționate și ne bucurăm. Din punct de vedere al tânărului artist, sperați și munciți în același sens cu dânsii pentru ca într-o zi, probabil, să le luați locul pe scena nu numai filarmonicii Pitești, ci și al altor filarmonici mărețe din țară și din străinătate. Vreți să le călcați pe urme și îi priviți cu admirație și mesajul vostru pentru ei este? Adevărul este că eu am fost la muzică, dar acum sunt la desen.
Însă întotdeauna mi-a plăcut ideea, pentru că am colegi foarte talentați la mine în școală, care chiar își doresc să meargă pe acest drum și îi încurajez în acest domeniu. Plus că mi se pare că îi transmit cele mai frumoase mesaje, pentru că de fiecare dată au continuat, chiar și dacă nu erau condiții foarte bune, și ne-au făcut pe toți fericiți. Muzica lor inspiră oameni și mie îmi place foarte mult să-i ascult. Artiștii noștri instrumentiști, profesorii voștri, au și emoții, oameni fiind de fiecare dată când urcă pe scenă. Așa că au nevoie de încurajări. Un mesaj de încurajare și de la mulți ani? Le urez toate cele bune, să fie tari și să ne încânte cu muzica lor mulți ani înainte și tot înainte. Bravo! La mulți ani! La mulți ani! Din tot sufletul! La mulți ani!